În urma confirmării diagnosticului de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, serviciile veterinare au intervenit și au instituit măsurile aplicabile în cazul diagnosticării unui focar de PPA într-o exploatație comercială, anunță Prefectura Buzău. Primele semne de boală au apărut pe 14 septembrie când animalele din fermă s-au simțit rău, moment în care veterinarul din comună a alertat Direcția Sanitar-Veterinară. Au fost prelevate probe care, din Păcate, au arătat că toate animalele au fost infestate cu virusul pestei porcine, motiv pentru care medicii au decis uciderea tuturor porcilor din fermă. Este vorba despre animale cu greutatea cuprinsă între 40 și 90 de kilograme. Exploatația a fost plasată sub supraveghere oficială. Au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport. În exploatație vor fi eutanasiate 1600. 750 de animale iar cadavrele vor fi ecarisate